prin această prezentare aș dori să vă provoc pe fiecare dintre voi să gândiți pentru voi înșivă. Este un text din Isaia, capitolul 1, cu versetul 18, unde Dumnezeu spune așa: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Dumnezeu ne-a dat o minte, ne-a dat înțelepciune, ne-a dat rațiune, tocmai pentru ca noi să o putem folosi în a face o analiză a lucrurilor care se întâmplă. Dumnezeu ne-a dat acest dar minunat al gândirii și Dumnezeu dorește ca noi să ne folosim mintea noastră, gândirea noastră, pentru a analiza anumite lucruri, anumite situații, pentru a cerceta lucrurile chiar și pentru a ajunge la o concluzie care să fie bazată pe adevăr, pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Prieteni, în această ocazie aș vrea să discutăm puțin despre această problemă mondială, această criză mondială a pandemiei și aș dori să vedem în mod precis ce spune Dumnezeu sau ce a spus Domnul Iisus Hristos despre problema pandemiilor sau a ciumilor sau a virusilor, cum vreți să le numiți, în timpul din urmă sau în zilele sfârșitului. Probabil știți foarte bine că această problemă a ciumii, a ciumei, da, a pandemiei, este unul din semnele sfârșitului prezentat în Matei, capitolul 24. Și aș vrea să vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă este ceva care ne interesează cu adevărat, e ceea ce spune Dumnezeu și nimic altceva. Toate celelalte informații pe care le avem, prieteni, în jurul nostru, pot să fie mai mult sau mai puțin adevărate. Însă atunci când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, știm că avem de-a face cu ce? Numai cu adevărul. De aceea aș vrea să citim și să încercăm în această ocazie să facem o scurtă analiză asupra acestei probleme mondiale. Și ca să spun încă de la început, scopul acestei prezentări este următorul. Vrem să stabilim dacă această criză mondială, această pandemie mondială, este o cauză naturală sau nu. Ceea ce înseamnă că dacă nu este o cauză naturală, înseamnă că este provocată în mod artificial de către om. Și dacă lucrurile stau așa, înseamnă că avem o problemă cu totul diferită. Iar noi înșine ar trebui să ne raportăm la această problemă în mod diferit. Vreau să vedeți ce spune Matei, capitolul 24, și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest capitol, pentru acest mesaj din partea Domnului Hristos, prin care noi putem să fim ajutați să înțelegem anumite lucruri care se întâmplă în acest timp. În versetul 3 spune că Domnul Hristos a stat jos pe muntele Măslinilor și ucenicii au venit la El la o parte și i-au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Deci este o întrebare dublă. Ucenicii nu vor să știe doar când, dar vor să știe și cum se va întâmpla. Observați lucrul acesta? Deci ei vor să știe timpul, dar vor să știe și modul în care se vor întâmpla acele lucruri și care va fi semnul. Iar Domnul Iisus Hristos răspunde destul de direct la această întrebare directă. Și vreau să observați că primele cuvinte ale Domnului Hristos la întrebarea ucenicilor, care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului, de iată timpul în care trăim noi acum, răspunsul Domnului Hristos este cât se poate de important și de precis. Și vreau să mai observați ceva, prieteni. Domnul Hristos și-a început răspunsul la această întrebare cu ceea ce eu cred că este cel mai distinctiv și mai important semn al sfârșitului. De fapt, nu cred eu. Așa este, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune. Uitați ce este în capul listei pe care o prezintă Domnul Hristos. Citesc. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos spune un... dacă ar fi să ilustrăm lucrul acesta printr-o culoare, ce culoare ar fi aici, da? Dacă este să ilustrăm această avertizare din partea Domnului Hristos.
Când vrei să avertizezi cu privire la un pericol, la ceva, ce culoare folosești de obicei? Folosești culoarea roșie, nu? Deci aici, prieteni, avem de-a face cu un semnal foarte clar, o culoare roșie intermitentă, prin care Domnul Hristos ne spune: aveți mare grijă. Și acesta este primul lucru pe care Domnul Hristos îl prezintă ca semn al sfârșitului. Este primul pentru că este cel mai important. Este primul pentru că este cel mai. Domnul Hristos vrea să-l facă cel mai proeminent, cel mai evident. Este un semn foarte important, prieteni, între celelalte semne. De obicei, când citim Matei 24, noi privim la celelalte semne pe care Domnul Hristos le prezintă acolo și vom citi mai jos, unde spune războaie, cu tremure, foamete și așa mai departe, ciumă. Prieteni, și acestea sunt semne ale sfârșitului. Dar vreau să înțelegem ceva în această ocazie. Dacă noi nu vedem în ceea ce Domnul Hristos intenționează să spună aici, o avertizare din partea Lui, dacă noi nu ne dăm seama că acesta este semnul care ar trebui să ne atragă în mod special atenția, fiecăruia în mod personal, noi vom cădea și vom fi prinși, prieteni. Uitați-vă în versetul 11. Versetul 10 și 11. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Mulți ce vor face? Vor cădea. Haideți să vedem ce se întâmplă. Versetul 11. Și se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Vreau să vedeți, din nou Domnul Hristos repetă aceeași problemă. Vor înșela pe mulți. Mulți vor fi înșelați. De fapt, vreau să știți că de 4 ori în acest capitol Domnul Hristos amintește problema amăgirii sau înșelării. Ceea ce înseamnă că este o problemă gravă. Însă acum, aș vrea să analizăm puțin versetul 4 și versetul 5. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Deci Domnul Hristos nu spune doar că vor fi amăgiri, că vor fi înșelăciuni în timpul din urmă, în zile din urmă. Dar Domnul Hristos ne spune și cum are loc această amăgire, această înșelare. El spune că vor veni unii care se vor da drept Hristos și în felul acesta vor înșela pe mulți. Adică, vreau să explic cât mai clar posibil. Sub masca religiei, mulți vor fi înșelați și amăgiți. Asta este ceea ce spune textul. Dar nu se limitează doar la atât, prieteni. Domnul Hristos a dat un exemplu. El a folosit imaginea, da, această imagine cu ceea ce reprezintă viața spirituală, religia, viața religioasă a oamenilor, trăirea credinței lor în Dumnezeu. Și spune: vor veni unii care se vor zice că sunt Hristoși și vor înșela pe mulți. Dar vreau să facem un pas mai departe și să aplicăm acest exemplu, acest mod pe care Domnul Hristos ne-l prezintă ca metodă de înșelare la următoarele lucruri. Sub masca schimbării climatice, mulți oameni vor fi înșelați. Și apropo, prieteni, vreau să vă întreb ceva. Cam câți oameni credeți că vor fi înșelați în problemele acestea? Haideți să vedem ce spune Biblia înainte de a merge mai departe. Versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Câte neamuri se vor uni în această ură pe care o vor arăta față de cei credincioși? Frații mei, câți oameni, câte neamuri, spune Biblia, că vor urâ pe cei credincioși? Toate neamurile. Deci cum este posibil ca să faci așa ceva? Cum este posibil să aduni împreună, să aduci împreună întreaga lume, toate neamurile de pe acest pământ, să le unești, să le pui împreună ca un singur om și ele să manifeste ură împreună, uniți, împotriva celor puțin credincioși. Vreau să vă întreb, cum este posibil așa ceva? Știți cum, prieteni? Într-un singur mod. Doar dacă cineva îi înșală. Adică avem de a face cu o problemă specială aici. Toată lumea se unește și manifestă ură împotriva celui care e credincios, care iubește adevărul, care vrea să asculte de Dumnezeu. Și întrebarea vine din nou. Cum reușește acela, da, care realizează lucrul acesta, să adune întreaga lume și să o determine să urască pe cei credincioși? Răspunsul este acesta, prieten, pe care l-am spus mai înainte.
prin faptul că ei sunt înșelați sau amăgiți. Am să vă dau un exemplu. Biblia ne vorbește despre apostolul Pavel, care înainte s-a numit Saul. Știți ce lucrare făcea Saul înainte să devină Pavel? Înainte să aibă loc întâlnirea aceea cu Iisus? Saul îi persecuta pe creștini și îi dădea la moarte. Și el făcea lucrul ăsta în numele religiei și în numele lui Dumnezeu chiar. Și credea că face o lucrare pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. Avea zel. Dar era canalizat într-o direcție total greșită. Acum vreau să vă întreb, de ce Pavel acționa în felul acesta? Pentru că el era ce? Era înșelat. Era amăgit. Pavel, prieten, a fost în această situație. El a fost înșelat. El credea că face un lucru bun când de fapt făcea cel mai rău lucru posibil. Și această amăgire și înșelare de care a avut parte Saul, Pavel, a fost atât de puternică încât a fost nevoie de o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos pentru ca Pavel să scape de această amăgire. Observați lucrul acesta? De aceea vreau să știți un lucru. Când avem de-a face cu înșelăciunea și cu amăgirea, singurul mod în care noi putem scăpa de înșelăciune, prieteni, este ca noi să ne întâlnim cu cine? Cu Iisus? Este ca noi să ne întâlnim cu adevărul. Biblia spune așa, cuvânt, Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus este adevărul. Și în Ioan 17:17 spune, cuvântul tău este adevărul. Deci dacă noi nu ne întâlnim cu Iisus, adică cu ceea ce spune cuvântul său, dacă noi nu stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu, nu citim acest cuvânt, noi suntem înșelați în mod automat. N-avem nicio șansă în fața amăgirilor. Singurul care ne poate ajuta să dăm jos solzii aceea de pe ochii noștri este cuvântul lui Dumnezeu, este când ne întâlnim cu Iisus și când citim cuvântul Său. Acum înțelegeți, prieteni, de ce majoritatea oamenilor sunt înșelați și se vor uni în ură satanică împotriva celor puțin credincioși? Pentru că ei nu vin față în față cu Dumnezeu, cu ceea ce spune cuvântul, cu Domnul Iisus Hristos. Ei nu vor să se apropie de Dumnezeu și să înțeleagă ce este adevărul. Și din acest motiv, ei sunt în mod automat înșelați de Satan. Și această înșelăciune în masă mondială se va manifesta în zilele din urmă și este un semn al sfârșitului. Acum vreau să revin la ceea ce spuneam anterior. Domnul Hristos ne spune cum are loc această înșelăciune. Adică unul vine și se dă drept Hristos și înșală pe mulți. Adică, vreau să observați ceva, tactica folosită pentru a înșela pe alții este următoarea. Îmbracă o haină religioasă sau ascunde-te sub masca religiei și poți să înșeli pe mulți. Ascunde-te sub masca schimbărilor climatice, da? Și vreau să știți, prieteni, următorul lucru. Sub masca schimbărilor climatice, oamenii din lumea de astăzi sunt înșelați. Câți oameni? Întreaga lume. Apocalipsa 12:17 spune așa, Satana, da, 12:12, mă scuzați, versetul 9, spune așa, Satana, șarpele cel vechi, diavolul, acela care înșeală cât la sută din lume, întreaga lume, spune acolo. Deci, iată, cel care este autorul principal al înșelăciunii e diavolul însuși. Și el înșeală cât la sută din oameni? Întreaga lume. Deci, sub masca schimbărilor climatice, întreaga lume este înșelată. Sub masca acestei pandemii, așa zise pandemii, vom înțelege de ce spun asta, întreaga lume este înșelată. Sub masca unui vaccin care este absolut necesar, întreaga lume este înșelată. Sub masca a ceea ce prezintă Hollywood, da? Tot ce înseamnă filmele din lumea aceasta care sunt controlate, prieteni, de cineva anume și vom înțelege și asta, întreaga lume este înșelată. Vreau să observați cum Satana folosește toate mijloacele și căile posibile pentru a înșela lumea. Dar cea mai mare înșelăciune Satana o exercită, știți cum? Sub masca religiei. Adică dacă eu sunt îmbrăcat frumos, am cravată și vorbesc aici despre Dumnezeu, despre cuvântul Lui și vin și fac această lucrare în numele Lui Iisus și rostesc numele Lui, asta înseamnă că toți ascultătorii care mă aud trebuie din oficiu să creadă ce spun eu. Așa este, prieteni? În niciun caz. Vedeți de ce este ușor să înșelăm pe oameni când avem de-a face cu religia? Pentru că oamenii cred că tot ceea ce arată a religiei este religia adevărată. Este cuvântul lui Dumnezeu.
Toți cei care se îmbracă într-un fel și vorbesc într-un anumit fel despre lucruri spirituale, înseamnă că ei sunt de la Dumnezeu. Dar nu este așa, prieteni. Domnul Hristos ne spune așa, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Acest lucru ar trebui să sune în urechile noastre ca o avertizare serioasă. Acesta este semnul cel mai important al sfârșitului și totuși ne privim la alte semne. Și suntem înșelați chiar în timp ce căutăm să înțelegem semnele sfârșitului prin faptul că ne-am luat aminte la această primă avertizare a Domnului Hristos. Vreau să ne întoarcem înapoi. Acum, având în mintea noastră această imagine a înșelăciunii, a amăgirii la nivel mondial, vreau să mai vedem un detaliu. În 2 Corinteni, capitolul 11, avem un pasaj interesant în care Domnul Hristos, prin Apostolul Pavel, Dumnezeu prin Apostolul Pavel, ne mai spune ceva despre acela care este capul răutăților și acela care înșală pe toți. Nu este de mirare, versetul 14, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină, adică Satana care este esența răului din universul acesta, dar de la el a început și el este esența răului, acolo este tot răul concentrat. El spune că se preface într-un înger de lumină. De ce oare? De ce crezi că Satana se preface într-un înger de lumină? Pentru ca să înșele, bineînțeles. Deci vreau să vedeți, metoda lui Satana de a înșela pe alții este ca el să pretindă că este ceea ce nu este în realitate. Prefăcătoria. Da? Se preface într-un înger de lumină. Acum, vreau să vedeți mai departe ce spune versetul următor. Foarte important acest verset. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Deci nu doar că Satana face lucrul acesta, dar el este exemplu și model pentru cine? Pentru slujitorii lui care îl imită și fac la fel. Acum, prieteni, am o întrebare. Cine sunt slujitorii lui Satana? Romani, capitolul 6. Romani, capitolul 6, cu versetul 16, ne spune așa. Nu știți că dacă vă dați robi, da? Cuvântul rob sau slujitor e același lucru, sinonime. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelea de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Deci ce spune Domnul Hristos aici? Ce spune Biblia aici? Apostolul Pavel? Spune că atunci când tu te predai, atunci când tu asculți pe cineva, tu ești robul celui de care asculți. Deci în acest context, dacă Satana spune că are slujitori, și prieteni, n-are importanță dacă e vorba de slujitorul lui Satana, adică îngerii lui, sau slujitorul lui Satana oameni. Pentru că îi include pe toți. Toți aceia care ascultă de Satana sunt slujitorii lui. Adică sunt ce? Sunt robii lui. Și cum știm că cineva este robul lui Satana? Foarte simplu. Când acel om ascultă de Satana și face ce îi spune el. Acum vreau să vedeți că Domnul Hristos a clarificat mai bine lucrul acesta. În Ioan capitolul 8 cu versetul 32. Iisus spune așa. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face slobozi. Ei au răspuns. Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Ce spuneau farisei? Ei n-au fost niciodată robii nimănui. Oare așa era? Cum zici tu veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Deci cine trăiește în păcat, adică nu ascultă de Dumnezeu, da, păcat înseamnă neascultare de Dumnezeu, dar înseamnă implicit ascultare de cine? De Satana. Omul acela este rob. Așa spune Iisus. Observați, prieteni, ești robul celui de care asculți. Și faptele pe care tu le faci, dacă sunt nelegiuite, sunt în indiciu clar că tu ești robul lui Satana. Versetul 44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Deci de unde știa Iisus că iau de tată pe diavolul? Pentru că le vedea faptele de neascultare, de nelegiuire. Și Iisus de aici știe foarte clar că cine ascultă și face faptele celui rău, este robul și slujitorul celui rău. Prietene, întoarcem înapoi. Deci nu este mare lucru dar că slujitorii lui Satana se prefac în slujitorii neprihănite. Înseamnă că Satana, în realizarea acestui scop important de a amăgi, de a înșela întreaga lume, va folosi slujitori, prieteni. Mulți slujitori va folosi. Atât din oastea lui de îngeri, de căzuți, din demonii lui, cât și din oamenii care și-au predat viața lor, sufletul lor, slujirii lui Satana. Oameni care sunt pe acest pământ.
Și prieteni, vreau să știți că aceștia nu sunt puțini la număr, sunt mulți. Pentru că majoritatea lumii slujește lui Satana. Doar puțin, spune Biblia, sunt cei credincioși. Acum, la ce vă așteptați ca atare? Prieteni, ar trebui să ne așteptăm la un singur lucru. Noi trebuie să vedem o amăgire și o înșelare în masă la nivel mondial, care se realizează prin acești slujitori al lui Satana, care se dau drept cei slujitori ai neprigănirii. Și pot să vă spun că unul dintre cei mai eficienți slujitori al lui Satana, care se dă drept slujitor neprigănit, nu este nimeni altcineva decât cornul cel mic din Daniel capitolul 7 sau fiul pierzării, așa cum îl mai numește Sfânta Scriptură într-un loc, sau omul fără de legii, da? Sau acea fiară din Apocalipsa capitolul 13, și acesta este sistemul papal al Bisericii Romano-Catolice, care este condus prin reprezentantul lor numit Papa. Prieteni, acesta este cel mai eficient slujitor al diavolului pe pământ. Și bineînțeles, împreună cu el, o suită întreagă de alții, care sunt în spatele lui, care sunt ascunși vederii noastre. Însă, prieteni, pe mine nu mă interesează acum atât de mult această problemă, cât aș vrea să vedem exact ce se întâmplă din cuvintele Domnului Iisus. Pentru că Domnul Hristos, după ce prezintă acest semn al înșelăciunii, al amăgirii mondiale, și vreau să știți că noi, dacă pot spune așa, folosi această imagine, noi înotăm în înșelăciune și în minciună și în amăgire, prieteni. Înșelăciunea este o masă de apă, este un ocean imens. Iar noi oamenii trăim în acest ocean și înotăm în înșelăciuni și în amăgiri și în minciuni, peste tot. Cum putem noi să descoperim, prieteni, ce este adevărul? Numai dacă venim la Cuvântul lui Dumnezeu. Numai dacă stăm în fața Cuvântului lui Dumnezeu, putem să știm ce este adevărul. Altfel suntem în mod automat înșelați. Acum, pentru că vrem să cadă solzii de pe ochii noștri și vrem să înțelegem ce se întâmplă cu criza aceasta mondială, ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și ascultăm ce spunea Domnul Hristos. Pentru că Domnul Hristos ne spune ceva care ne ajută să identificăm ce se întâmplă. Este aceasta o cauză naturală sau este o amăgire? O manipulare. Spune așa în versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Domnul Hristos acum prezintă și alte semne ale sfârșitului. Vedeți să nu vă spământați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Războaie, vești de războaie, au fost întotdeauna, vor fi până la sfârșit. Versetul 7. Un neam se va scula împotriva altui neam. Și apropo, prieteni, când citesc aceste cuvinte, vreau să știți, ideea de neam împotriva altui neam se traduce în original și rasă împotriva altei rase. Avem tensiuni rasiale acum? Cu siguranță. Se pare că lucrul acesta merge undeva. O împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea, fiți foarte atenți acum, cuvintele lui Iisus, pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciuri. Bun, vreau să facem acum o analiză foarte serioasă asupra acestui pasaj și vreau să vă invit ca niciodată mai înainte să gândiți pentru voi înșivă la ceea ce voi spune. Nu luați cuvintele mele ca atare, ci gândiți-vă. Eu doar vă spun lucrul acesta și apoi voi vă gândiți. Spune aici Domnul Hristos că pe alocurea, știți ce înseamnă pe alocurea? Pe alocurea înseamnă din loc în loc. Adică, a avut loc un cutremur azi dimineață unde? În Brazilia. A avut loc o furtună, un uragan unde? În America de Nord. În, să zicem, în Tennessee. A avut loc un tsunami în Japonia. Asta înseamnă, prieteni, pe alocurea. Aș vrea, prin comparație, să ne gândim la următorul lucru. Ați auzit vreodată de un cutremur de pământ care a inclus întreaga planetă și a zguduit-o în același timp pe toată? Ați auzit de așa ceva până acum? Eu n-am auzit, prieteni. E adevărat că Biblia prezice că va fi un astfel de cutremur la sfârșit, când totul va fi distrus. Dar înainte de acel moment, eu n-am auzit de un cutremur de pământ care să distrugă întreaga lume. Ok. Spune Domnul Hristos că va fi foamete pe alocuri. Adică ce înseamnă pe alocuri? Înseamnă că va fi foamete într-un loc sau în altul, dar nu foamete mondială. Și în aceeași ordine de idei, Domnul Hristos spune că vor fi ciumi sau virus sau pandemii.
Cum vor fi acestea prieteni? Tot pe alocuri. Adică ce înseamnă asta? Din loc în loc. Acum vreau să vă pun o întrebare. Descrierea este cât se poate de clară. Domnul Hristos spune că aceste cutremure, foamete și ciumi vor avea loc în lumea noastră ca semne ale sfârșitului, da? Înainte de venirea Lui, dar se vor manifesta cum? Pentru că vreau să vă revin la întrebarea de la început. Ucenicii au întrebat, Doamne, când se vor întâmpla aceste lucruri și cum se vor întâmpla? Este important să știm și cum, prieteni? Absolut. De ce le slujesc ca semne că Iisus vine curând, dar trebuie să înțelegem cum au loc aceste evenimente, aceste semne, cum se manifestă? Și Domnul Hristos ne spune cum se vor manifesta. Se vor manifesta pe alocuri. Nu mondial, prieteni. Nu peste tot în același timp. Pentru că atunci planeta noastră ar dispărea. Da, din universul acesta. Am fi distruși repede. Domnul Hristos face această precizare cât se poate declar. Aceste evenimente, aceste semne se vor manifesta, dar din loc în loc. Și acum în mintea noastră se naște o întrebare logică. Dacă Domnul Hristos spune că aceste ciumi, aceste cutremure și foamete și toate celelalte, da, calamități și tot ce vedem, dacă spune că acestea vor avea loc vor avea loc, da, în anumite locuri de pe acest pământ și nu ca evenimente mondiale, nu ca și nu cu un impact mondial în toată lumea. Cum se face atunci când noi avem astăzi de a face cu o criză, cu o pandemie, cu o ciumă care a cuprins întreaga lume? Cu foarte puține excepții, da? Pentru că această pandemie, citiți și ascultați ce spun știrile, veți vedea că este o pandemie mondială. Cum este posibil, prietenul, cu acesta? Observați ce spunea Domnul Hristos? Domnul Hristos spune așa, în zilele din urmă vor fi ciumi, dar acestea vor fi cum? Pe alocuri, din loc în loc. Dar noi avem de-a face acum cu o situație în care această ciumă, acest virus, este răspândit pe întreg pământul și afectează toate națiunile în același timp. Este aceasta oare o cauză naturală, prieteni? Răspunsul este absolut nu. Această pandemie nu este o cauză naturală și nu este conform descrierii pe care o face Domnul Hristos. Dacă ar fi fost să avem de-a face cu o ciumă, așa cum spunea Domnul Hristos aici, o ciumă care izbucnește în timpul din urmă ca semn al sfârșitului, păi ciuma de cauză naturală, prieteni, vreau să știți că în primul rând nu o poate opri nimeni în locul în care ea se manifestă, nu poate opri nimeni pentru că se răspândește foarte repede pe calea aerului și masca nu are cum să te protejeze și nimic altceva și poți să fii tu la orice distanță că pe calea aerului virusul acela te atacă și te distruge eventual. S-a întâmplat asta în anii trecuți. Dar lucrul acesta nu are loc la nivel mondial, ci este într-un anumit loc, într-o anumită zonă, afectează o anumită parte din populație. Asta înseamnă ciumă de cauză naturală. Dar noi avem de acum de-a face cu ce, prieteni? Cu o ciumă care se spune că este de proporții mondiale, dar care de fapt nici nu face atât de mare ravagii. Și mai mult sunt numere decât cazuri reale. Prieteni, cred că este simplu de înțeles că această problemă actuală cu care ne confruntăm nu doar că este o minciună și o amăgire și o înșelătorie a lui Satana, prin agenții lui, prin slujitorii lui, dar este un mod prin care oamenii sunt înșelați în masă. Sunt amăgiți, prieteni. În mod intenționat. Și ceea ce îmi pare mie rău este că mulți dintre noi care suntem fii ai luminii, care avem cuvântul lui Dumnezeu, ne lăsăm amăgiți și duși în eroare atât de ușor. Fără ca noi să ne luăm timp să cercetăm lucrurile. Vedeți, tot ce am făcut eu în această ocazie a fost să iau această situație cu care avem de-a face și să o filtrăm prin ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Suportă testul, prieteni? Nici de cum. Domnul Hristos ne-a spus foarte clar, ciuma de cauze naturală care se va manifesta ca semn al sfârșitului are loc cum? Pe alocurea. Iar această ciumă nu îndeplinește aceste condiții stabilite de Domnul Hristos. Pentru că Domnul Hristos știa viitorul. El știa cum se vor întâmpla aceste lucruri. Ceea ce ne spune clar că această ciumă nu este de cauze naturale, ci a fost provocată de om.
Pentru că este un scop în spatele acestui lucru. Prieteni, vreau să închei cu următorul gând. Când vorbim despre războaie, este adevărat că aceste lucruri au fost provocate de om întotdeauna, da? Războaiele sunt provocate de om. Conflicte dintre națiuni, provocate de om, cu siguranță. O împărăție împotriva altei împărății, provocate de oameni. Pot fi ciumile provocate de om? Absolut, prieteni. Exemplu, situația de față. Pandemia aceasta mondială este provocată de om. Acum, este foametea provocată de om? Cu siguranță. E adevărat că uneori foametea poate să fie și o cauză naturală, pentru că nu plouă. Și dacă nu plouă, nu se mai fac, da? Nu mai crește nimic, nu mai avem nimic de mâncare. A fost lucrul acesta pe timpul lui Ilie. Și va fi din nou. Dar, prieteni, vreau să știți că aceste crize, când este foamete, când este lipsă de ploaie, aceste cauze naturale sunt mult mai puține decât cauzele provocate de om astăzi, prin care lumea este înfometată. Oamenii sunt responsabili pentru ceea ce se întâmplă astăzi cu milioane de oameni care nu au ce să mănânce zilnic. Bun, deci și această problemă vedem că este mult controlată de om. Și au mai rămas cu tremurile. Oare cu tremurele sunt doar de cauze naturale? Sau pot și oamenii să provoace cu tremure? Ei bine, prieteni, poate nu suntem încă bine informați, dar vreau să știți că lumea noastră de astăzi are tehnologie suficientă să provoace orice cu tremure în orice loc și oricât de mare. Și în afară de faptul că sunt cu tremure de cauze naturale, care au fost întotdeauna și vor fi și se vor înmulți spre sfârșitul acestui timp, vreau să știți că oamenii au capacitatea să facă astfel de lucruri și au și făcut-o deja. Deci iată că avem cutremure, avem foamete și avem ciumi provocate de om, nu ca și cauză naturală. Iar situația prezentă în care ne găsim este din nou provocată de om. În această ordine de idei, Domnul Hristos ne spune nouă, celor care trăim acum la sfârșitul timpului, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Tot ceea ce v-am prezentat, prieteni, are un singur scop, ca noi să deschidem ochii și să ne dăm seama că trăim într-o lume în care minciuna este la ea acasă. Peste tot există numai minciuni, dezinformări, amăgiri, numai înșelătorii, prieteni. Și singurul mod de a scăpa de aceste înșelătorii este să venim la Domnul Hristos și să ne facă El slobos. Adevărul spune că ne face liberi. Dar n-aș vrea să închei fără să spun acest lucru. Când Domnul Hristos a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, vreau să vă zic că El în acele cuvinte a îndreptat și îndreaptă atenția noastră către cea mai puternică amăgire din toate amăgirile. Știți care este aceea, prieteni? Este o amăgire puternică și o înșelare puternică ca cineva să vină din exterior și să mă păcălească pe mine. Este adevărat? Adică când eu sunt păcălit de cineva, când sunt amăgit de o persoană și tras într-o cursă, într-o capcană, este un lucru destul de trist, destul de grav, aș putea să spun. Pot să-mi pierd sufletul din acel motiv. Dar, prieteni, este un mod de amăgire, este un fel de amăgire, chiar mai periculoasă decât aceea. Știți care este? Se numește auto-înșelare sau amăgire. Ați auzit de așa ceva? Știți ce este auto-amăgirea? Este acea impresie că eu sunt bine, când de fapt eu sunt într-o stare groasnică. Vi s-a întâmplat, prieteni, să aveți parte de astfel de experiențe? Și dacă vă dați seama sau nu, vreau să știți că noi trăim zilnic într-o astfel de autoamăgire. Și Apocalipsa capitolul 3 ne prezintă foarte clar imaginea aceea, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc de nimic și nu știi că ești sărac, ori gol, nerocit și așa mai departe, ticălos. Prieteni, cea mai mare amăgire prin care mulți vor cădea în timpul din urmă este autoamăgirea sau înșelarea de sine. Să crezi despre tine că ești bine, când de fapt nu ești deloc bine. Și vreau ca și concluzia acestui mesaj. Da, este important să înțelegem că lumea ne înșală. Că toate aceste lucruri sunt dezinformări și sunt mașinării și manipulări în masă pentru ca să fim conduși într-o anumită direcție. E important să știm lucrul ăsta, să fim alerți față de lucrul acesta. Dar, prieteni, mai important decât acest lucru este ca noi să fim conștienți de propria noastră inimă care ne înșală în mod continuu pe noi înșine.
în viața noastră personală. Și haideți să mergem la Domnul Hristos în această ocazie. Să mergem înaintea Lui, să mergem la cruce. Și să-i cerem putere să fim scoși din această amăgire. Cu alte cuvinte, să dea jos de pe ochii noștri solzii aceia ai păcatului. Să ne dea acea alifie cu care să ne ungem ochii, să vedem starea noastră reală. Să ne dăm seama că suntem într-o stare jalnică și fără speranță dacă nu apelăm la ajutorul Său. Să ne mărturisim toate păcatele, să punem totul la picioarele lui Iisus. Și cu o dorință sinceră să Îl urmăm pe Domnul Hristos, luând crucea în fiecare zi și răstignind eu nostru. Prieteni, aceasta este singura cale de scăpare. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea binecuvântarea Sa și să ne ajute să fim oameni înțelepți, să fim cu adevărat fii ai luminii, prin faptul că putem identifica și amăgirea de sine, dar și amăgirile care ne înconjoară. Dumnezeu să ne binecuvânteze!